suntem în pridvorul Lainiciului, acest loc binecuvântat de Dumnezeu, cu părintele profesor Constantin Necula. Doamne ajută! Doamne ajută! Prima dată părinte și apoi profesor. Prima dată tată de copii și apoi profesor și părinte. Părinte, e locul unui preot în fața camerelor de luat vederi la televizor. Popii la televizor este un subiect pe care îl tratează cu atâta înverșunare. Am aflat și eu la un moment dat comentariul distinse, Doamne, că dacă e profesor să stă la catedră să nu mai umble atâta. Eu predau catehetico-miletică, de exemplu, asta presupune comunicare și predică. Cu alte cuvinte, dacă ai ce spune și muncești pentru a avea ce spune, este. De ce se exagerează atât de mult împotriva bisericii astăzi? Se exagerează deloc. Mie mi se pare că e într-un trend general. Fiecare instituție are pe rând tratament mediatic. Problema e că biserica schimbă totdeauna când este atacată, încearcă să facă ceva, pe când ceilalți nu prea. Am văzut instituții cu niște coate foarte durătoare. Pe când biserica e sensibilă în continuare, mai încearcă să schimbe, să îmbuneze ceva, să transforme câte ceva. Chiar dacă nu pare în ultimii 30 de ani cine stă în biserică și știe biserica, vede ce eforturi fascinante s-au făcut și ce eforturi masive s-au făcut pentru asta. Ar trebui biserica să se adapteze vremurilor? Da, ea este foarte adaptată vremurilor. Foarte adaptată. Mă uitam la oameni, nu pricep că uneori chiar biserica schimbă vremurile. Uite, la ce clădiri pot să facă biserica, la ce inovații tehnice pentru a avea curent. Printre altele, uite-te, primele instituții care au avut energie ecologică au fost mănăstirile, bisericile. Primele care folosesc corect stațiile de transmisie, de emisie și recepție sunt bisericile. Peste toate m-am uitat atunci cu COVID-ul, când dintr-o dată am avut 10.000 de noi emițători în fracțiune de o zi. Au început să emită preoții. Nu suntem chiar așa de retrogres. A, că nu vom folosi inteligența artificială la spovedit deocamdată? Da. Este un pericol? Nu. Nu. Inteligența artificială? Nu. Eu le-am spus studenților, inteligența artificială există cât există curent electric, că nu o să mai fie. Adevărata inteligență neartificială e cea câștigată la lumânare, la lampă de gaz, la lumina soarelui citită în curte. Acolo se strânge inteligența. În primul rând, părinte, adică în primul rând tată. Mulți dintre părinții care ne privesc acum se întreabă în ce lume ne creștem copii, ce ne facem. În jurul nostru auzim zi de zi lucruri care nu încurajează, ci descurajează familia. Eu la zi de zi zic lucruri care încurajează familia. Da. Da. Eu ce să zic, nu sunt vremuri bune și vremuri rele, sunt oameni și oameni. Bunicii noștri ne-au dus-o mai bine în timpul războiului și că toți suntem la Lainici, gândește-te că înainte de a fi splendoarea de aici a fost un grașt pentru armata germană. Adică de noi depinde să transformăm locurile, oamenii dau dimensiunea sfințeniei locurilor, oamenii au capacitatea aceasta de a schimba lucrurile, îi rog pe părinți să nu deznădăjduiască, să fie egal cu sine și să dorească copilul tot ce pot dărui pentru ca ei să se simtă în siguranță. Voi prefera întotdeauna un copil care face școală bună la Petroșan decât unul care face școală fițoasă la București, de exemplu. De ce? Pentru că sobrietatea caracterului se sporește în spațiile unde se înfruntă sărăcia. La intrarea în Biserica Mare, aici în Sfânta Mănăstire Lainici, un text foarte interesant, filocalic, cred că, sunt secole pentru urcarea oamenilor la Dumnezeu și secole pentru coborârea lui Dumnezeu la oameni. Oare ce secol este acesta? Vremuri și vremuri. E în mijlocul nostru. Hristos este în mijlocul nostru. Nu trebuie să uităm asta. E aici. E, cum a spus și în predica de astăzi, Maica Domnului este în mijlocul nostru. E membru de familie, dacă o chem. Noi ne-am obișnuit să socotim biserica un fel de anexă a intereselor lumii și anexă a preocupărilor noastre. Biserica este fundamental familie. Fundamental. Astăzi, când totul este împotriva familiei. N-ar zice. Până la urmă, România este încă pe un mal bun, pe un țăr bun. Sigur că sunt vești, zvonuri, ideologii, vin, pleacă, ce piatră rămâne. Sunt foarte multe cheltuieli pentru ca să crească valurile astea ale impotenței intelectuale în ce privește unele subiecte. Dar ele sunt
negociabile, valuri care trec, sunt convins că trec. Deja nu mai au amplitudine, au așa un fel de, se strecoară, se insinuează, dar nu mai lovesc cu ceva. Vom vedea cum vom reacționa. Știu oameni de presă care au spus că își vor da demisia atunci când se va întâmpla cu tare, cu tare. Aștept câteva demisii la câțiva care susțineau că munca pentru referendum a familiei a fost o manevră politică, a fost cu tare, a fost... Dacă nici acum nu vedem, înseamnă că suntem orbi. Unde s-a greșit cu referendumul? Lipsa de unitate. Lipsa de unitate. Cine a rupt unitatea a știut cum să o zică, ce să zică și să-i văd că unii, fiecare dăm mărturie înainte lui Hristos de propria noastră mărturie. Când începem să le vorbim copiilor despre Dumnezeu? Dinainte de a se naște. Cum? Mamele ascultă un paraclis, se închide la icoane, merg la biserică, tații sting țigara mai repede și se apropie mai frumos miroșitor de părinți, de copii, stau lângă soție și o ajută. Ba chiar de zi, să spun, cu 20 de ani înainte de nașterea copilor, se începe cu educația religioasă, cu educația religioasă a părinților lor. La noi s-a întâmplat asta. Cum sunt studenții de astăzi față de studenții de acum câțiva ani? S-a schimbat ceva? Sunt mai dezorientați un pic, dar în rest eu sunt bucuros. Anul acesta la Sibiu a intrat copii foarte, foarte buni. Și în anii trecuți, dar acum, în anul ăsta, chiar sunt bucuros. M-au întrebat câțiva ce am făcut de a veni la Sibiu și am zis, ne-am rugat. Cred că teologia, de exemplu, are nevoie de mai multă rugăciune, de reaprofundarea profilului său de rugător. Spuneți-mi, părinte, astăzi când din ce în ce mai mulți tineri sau majoritatea preferă să trăiască cumva în afara noțiunii de familie. Da, dar până la tot la familie se întorc. Oare? Cred că lor le place autonomia asta, dar banii de la părinți, știi, cam așa. Nu, există un... Este un trend, da? Ca oriceva. Repet, eu sunt conștient că suntem în fața unor valuri și atât. Ceea ce mă obligă pe mine ca om să gândesc este cum fac acest valuri să nu dărâme fundamentul familiei. Care e fundamentul familiei până la urmă? Iubire. Adică am obligația să mă rog copiii să se... oameni care vor să se căsătorească să se iubesc. Să nu fie din interes, să nu fie doar pentru că se plac și atât, să fie un pic mai mult. Nu poate exista iubire în afara unei familii? Adică doi tineri pot trăi necununați. Asta e o tristețe pentru Dumnezeu. Dacă o asumă, nu putea să-i dăm curvie în numele sfinte. Și iubirea din afara căsătoriei, te poți îndrăgosti fără îndoială, că există și posibilitatea asta. Are o doză de decență, o doză de indecență clară, o doză că după aceea în care te retragi și pocăiești. Lucrurile cele mai importante în ratarea iubirii este să pocăiești iubirile neîmplinite și să nu le terfelești. Adică și să înțelegi că tu ai obligația de a apăra demnitatea celuilalt cu orice preț, chiar cu prețul de a fi tu călcat în picioare. Poate exista o viață creștinească în afara bisericii? Sunt oameni care spun, eu am relația mea cu Dumnezeu, nu am nevoie de părintele Necula, de părintele Ioachim, de foarte părintele Ignatie. Foarte bine, caută duhovnicul. Stăm în afara bisericii, nu trebuie să mergem la liturghie ca să ne mântuim. Acum, sunt mulți masterchef focus pe YouTube, fără școală și fără... E gustul lor. E dreptul lor să încerce. Nu m-am revoltat niciodată pe așa ceva. De tot spun, e ca și cum te duce la aprozar și vreau 200 de litri de... Ziceam poanta cu GPL, dar mi-a ieșit GPL-ul din cultură. 200 de litri de motorină și ce aprozar? Păi na, păi cum la aprozar? Nu, nu e. Păi ce am aflat că la aprozar este motorină? Nu e. Eu nu știu de unde își controlează credința pe care zic o au. Că ea trebuie din când în când revizuită. E ca la... Pe vremea când mergeau trenurile în România, era un nene care dădea cu ciocanul în roți. Eu credeam că pierde timp. De fapt, el asculta dacă roata nu-i fisurată. Cum află el că nu-i roata credinței fisurată? Nu-și pune problema. Nu și-o pune atunci când s-a fisurat, e în afara căii ferate. În continuare, religia în școli este un subiect controversat, nici măcar controversat, ridiculizat. Astăzi, profesorii de religie... și copiii merg mai departe. Asta e. Nu s-a întrebat nimeni câte sute de copii drogați a salvat ora de religie.
sau de către profesorii de religie, au jucat rolul consilierului școlar sau al consilierului psihologic. Să le fie rușine. Ăștia cu îndoieli să și le manifeste într-un spațiu adecvat. Fac pe deștepții pe Facebook. În primul rând că acolo se anonimizează, că le e frică să aibă identitate. Din start sunt împotriva religiei. Icoanele trebuie să aibă un nume. Iar când se dau pe numele lor adevărate, sperii, te înspăimânți. Oameni cu o cultura frustrării ieșite din comun, care cred că toți trebuie să fim așa frustrați ca ei ca să fim în regulă. Nu. Unii oameni chiar se bucură de ce au realizat în viață. E simplu, e foarte simplu toată treaba. Iar ora de religie este încă o oră din orizontul cultural al unui copil. Măcar nu mai confundă, sper, candelele cu cădelnițele. Și nu mai cred că preoții sunt agenți electorali și atât. Au aflat și ceva mai mult decât atât. Unde greșește biserica în aceste vremuri? Oamenii bisericii, unde greșesc? E mai corectă întrebarea a doua. Biserica nu greșește niciodată, dar oamenii bisericii cred că își alocă prea multă siguranță în rostire. Adică ar trebui să fim mai atenți, să fim mai atenți în diagnosticarea societății, să fim noi înșine niște laboratoare de sociologie, dacă tot nu ne creăm un institut sociologic al bisericii, să fim atenți. Și să nu dăm cu parul. Cu parul ies doar bălți, doar în baltă poți da și te stropești pe tine. Să fim atenți. E o chestie de discreție, de bun simț, de sinceritate, de asumare. Nu suntem mai buni nici decât alții. Societatea percepe ierarhia, îi percepe pe ierarhi de foarte multe ori ca niște oameni aroganți, de ce au nevoie de atâta opulență, începând cu veșmintele și terminând, eu știu, cu alte lucruri, mai mult sau mai puțin plauzibile, mai mult sau mai puțin adevărate. E dreptul societății, da? Când zici societate, zici ceva anonim, societatea anonimă e sa. De aia, din punctul meu de vedere, când e de reproșat câte ceva punctual, e de ascultat. Dacă în generalizăm, nu e cazul. Cunosc zeci de episcopi care sunt extrem de atenți la ce fac și cum se comportă. Excese sunt în orice fel de lume, mai cu seamă lumea aceasta în care ai senzația unor că ai un drept în plus prin funcția pe care o ocupi. Dar eu nu... Oricum excesivi nu sunt prieteni. Ne uitam astăzi la un tablou cu părintele Adrian Făgețeanu, Câtă lumină. Ce interesant e că sfinții ăștia morți luminează mai mult decât ăștia care se dau sfinții în viață, știi? E frumos așa. Am făcut periplul ăsta Gorjean filmând pentru Bucuria Credinței cu Victor Dochia și am văzut sute de chipuri de oameni. A fost așa de emoționantă întâlnirea cu sfinții în viață, știi? Mai starețe, maici. Cimitirul de la Tismana, în care sunt îngropate maicile care pentru mine au fost lumină, pornind de la Maica Ierusalima și celelalte toate. Am bătut metanie la Maica Monica, i-am cerut o ciorbă de fasole, la Maica Spiridona un pic de lumină și de glas, că știam cu valorile lor fiecare în parte. Sunt oameni frumoși, păcat că nu-i vedem. Noi aruncăm, flecmăm pe biserică așa ca în neștire, ca pe tot ce înseamnă valoare. Mănăstirile sunt așa și biserica e așa de așezată și cu mintea. Trebuie să se uită un pic la biserica de dincolo de gardul intereselor lor de vedere. Spiritul acesta de discernământ poate ne lipsește multora dintre noi. E semnul sfârșitului veacului, cam așa. Ajută să fii filocalic, să te prind când de la minte. Cineva foarte apropiat mi-a ascultat știrile despre mine și a zis, de ce te tulburi, nu mă știi? Ba da, dar ce zic? Lasă-i să zică, ce pot să fac? E o poliție ortodoxă și pe urma... I-am spus de la început că nu mă voi apăra niciodată. E o poliție ortodoxă și pe urma sfinției voastre. Nu e, n-are nicio treabă. N-are treabă nici cu poliția, nici cu ortodoxia. N-are treabă cu părerea lor de sine, informații trunchiate, lipite, mizerii. Cine le alimentează și în ce scop? Asta nu știu, asta să întrebăm pe cei care se ocupă cu analiza unor astfel de știri. Yes. Da, chiar nu mă mai... Într-o vreme mă mai arde așa, dar m-am învățat să știu că... Mi-a zis mie un părinte duhovnicesc pe când era la începutul carierei preoțești, vezi de tine. Ce facem? Cum ne protejăm copiii de tot ce se întâmplă în jur? Și aici vorbesc de lucruri grave. Sigur, lucruri grave sunt și aceste campanii de
educare sau poate reeducare a tinerilor, dar mai ales consumul de droguri, care a devenit o problemă. De fapt, când un ministru spune că a devenit un flagel în țara unde este ministru... Iar eu, ca președinte al Crucii Albastre, spun de 30 de ani că e un flagel și nu mă ascultă nimeni. Acum 20 de ani, când prezentam directorul de licee consumul de consum și de alcool din școală, îmi râdeau în față toți. Poate evoluăm, poate... Nu știu dacă ți-aduci aminte, dar acum câțiva ani era o campanie întreagă de legalizare a drogurilor, ca să fie ok, ca să aranjăm lucrurile, să... ca la buruienile alea, cu ierburile alea, le luau copiii și le trăgeau pe nas. E o inconștiență colectivă. Statul este vinovat. Este vinovat. Prin tot ce înseamnă pârghile lui prin care putea interveni până acum. Umblați mult prin țară și bine faceți. Pentru asta. Că... O să vedem. Pentru că mai faceți câte o perfuzie sufletească pe aici, pe acolo, și nu este puțin lucru. Cum găsiți țara din afara marilor orașe? Eu sunt impresionat. Lumea crede că trebuie să strecem curriculum vitae numai orașe mari. Mie îmi place în comunitățile mici, am să spun de ce. Oamenii înțeleg, de aici aș reface România. Eu de aici aș începe să mătur. Despre orașele mici, din satele mici către cele mari. Adică să iau curățenia și să o aduc în față, nu numai mizeria. Am ținut conferințe în sate, în comune, în oraș, așa, că a vrut pixul șefului. Oamenii sunt foarte, foarte frumoși. Obosiți, speriați, derutați un pic, dar foarte frumoși. Și mai e ceva, în biserică nu intrăm cu haine de orășan și de sărăcan. Acolo suntem toți identici. Mă uit la chipul lor, la mâinile lor. Îmi place să dau mâna cu oamenii că am muncesc pământul. Adevărul e că mi-e dor de toți țăranii din neamul meu, deși eu sunt băiat de oraș 100%. Că să spun eu, oamenii care când spun eu pâinea pe masă, nu știe care e palma și care e pâinea, știi, cam așa. Erau negrite de muncă și una și alta. Cred că asta s-a pierdut la noi. Și satele astea mai păstrează încă în ele valoarea asta. Am fost în Bucovina vara asta și i-am văzut mândri, dispuși să muncească, cu niște case splendide unii dintre ei. Dar tot trăgeau la mămăligă cu brânză, adică le era dor de mămăligă cu brânză de acasă. Oameni cu volan pe dreapta jumate dintre ei, dar tot când s-au urcat în căruță să mâneca, acolo și-au dat drumul, erau ei, era coarda lor de sensibilitate. Putem să ne mințim încă 1000 de ani. Suntem niște țări în orașe, atât. Mai există statul românesc dincolo de muzeu? Da, statul românesc? Da, cum să nu. Am trecut prin niște sate superbe și mă uit pe aici către Alimpești încolo, către Novaci, către în sud, că în sud, în partea de mai de sud a județului, pe la Țânțărem, pe acolo, pe la Topești, pe la... Aia, nu mă sunt. A fost la Hobiți, aveai senzația că iese câte un brâncuș din fiecare curte, știi? Adică, nu știi, este un potmol cultural ieșit din comun. Uite, ia Petroșaniu, care este un oraș dârz, eu așa l-aș defini. Dar tot păstrează în el așa o binecuvântată opincă. Știa, e ceva acolo în ea care... Mie Petrila m-a impresionat foarte tare, în ciuda linearității sale, bine fiind și locul unde bunicul soției a fost învățător într-o vreme, foarte puțin, dar a fost. Păi m-a impresionat foarte tare modul în care oamenii de acolo l-au ales pe Iisus. Știi că sunt foarte mulți de acolo care au făcut pușcărie multă. Erau risipiți prin țară și erau mulți dintre ei ostași în astea de oameni, au făcut pușcărie multă. M-a impresionat mult simplitatea asta cu care au asumat misiunea. Pentru că ajungem cumva la suferință. Sunt mulți oameni necăjiți în vremurile noastre. În fapt, când este suferința mântuitoare? Când este un pedagog, mai bine spus? Când se ține pe cruce. Noi pe cruce ne urcăm singuri, dar ne dau jos alții. Când te ține pe cruce asta, vocația, împlinirea... Să știi că cea mai importantă suferință e aia care te transformă pe tine în nesuferința celorlalți. Când tu vindeci suferința pe care o provoci la ceilalți. Aia e adevărata suferință. Care te vindecă pe tine
de provocarea suferinței la celălalt. Deci nu ar trebui să fugim de greu. Păi, oricum fugim. Da, tot acolo ajungem. Știi? Lumea se întreabă uneori cine e în spatele meu, în loc să se întreabă cine e în fața mea. Asta faci tot timpul. Tu, ca creștin fiind, să te gândești cine stă în fața ta, în ochii cui te uiți tu când se termină toată nebunia asta vieții. Că ne vom odihni la un moment dat, toți ne așezăm în loc luminat, locul verdeață, facem pe deștepții, dar e clar că toți suntem acolo. Nu e greu, părinte, ceea ce faceți, să fii preot în același timp cunoscut, un fenomen. Și necunoscut. Părintele Constantin Necula este un fenomen. Vezi că cineva faptul că cred că te cunosc, de fapt nu te cunosc. Primesc câte un mesaj așa, jegordinat, cine știe unde ai fi păcătuit, ai fi tras cu ochiada, eu știu. Imediat, e câte un răzbunător de ăsta care se leagă de tine. Multe veve m-au făcut bufoni, eu m-am bucurat că bufonul salvează din mâinile pedepsei împăratului. Îmi displace când se spune că vorbesc prostii doar ca să-și acopere lipsa lor de ascultare. Oameni care nu te ascultă, de fapt, și nu măsoară ceea ce spui. Dar e, deja intră în fișa postului. Aia cu vaccinul... Părintele Crăciun. Opre Crăciun. Opre, îmi spunea că tu ai fi fost împușcat în 5 minute. Cam mult. Aș fi preferat în primul minut. Aia cu vaccinul au înțeles oamenii greșit. Am fost extrem de echilibrat acolo și am spus-o foarte clar, sunteți în mâna medicilor de familie, nu mai cereți bisericii binecuvântări și retractări. Să fim serioși. Din nefericire, inclusiv colegi de mei preoți m-au hârțănit și le-am zis, mai ascultați toată ce am spus. Și este nefiresc ca în momentul în care toată biserica tace și vorbesc doi oameni, ea să fie spânzurați. Ușor, trebuia să vorbiți toți, dar să vorbiți cu acoperare. Nu că v-ați uitat la niște emisiuni în germană, la altele în americană. E clar că fiecare este în funcție de sursa lui de informație. De exemplu, cea mai predispusă la informație comunistă, socialistă și sovietică acum din Europa este Italia. Pentru că acolo se emite în continuare foarte puternic pe stânga. Bun, trebuie să țin cont de asta. Știu, eu am fost în ATI-uri unde oamenii strigau să plătească popa cu tare că nu i-a lăsat să se facă vaccinul, să știi. În timp ce preoții stăteau doar acolo unde erau ei, n-au călcat nicio clipă în ATI. Și au continuat să spună mereu că nu există nimic, că de fapt e o făcătură. Și eu vedeam oameni murind. Da, exagerări. Deci eu cred că echilibrul a fost cea mai bună soluție. De altfel, dacă toți am și tăcut pe subiect, n-am mai spus nimic, pentru că mi-a dat seama că orice ai spune ești vinovat pentru unii. Știi ce unde m-am prins eu că e ok? Vacciniștii mă făceau antivacciniști, antivacciniștii, vaccinișanții, e clar, exam a ajuns la locul unde trebuia. Ce s-a întâmplat atunci? Am câștigat respectul ATI-ului. Asta sunt convins. Colegii mei din ATI, medicii din ATI, colegii mei, exagerez acum. Medicii din ATI au înțeles foarte bine ce am spus și am înțeles și demersul meu de sprijini. Am scris scrisori către ATI-urile din țară o parte. Când mi-a fost greu acum, primii care au sărit au fost medicii de la ATI. Erau dispus să facă o scrisoare deschisă. Înțelegi de ce front? Pe front ce îmi spui tu mie din fotoliu cu cafeaua în față și cu țigara prinsă nu mă interesează. Nu mă interesează. Comentariile n-au niciun comentariu, n-are sens în tranșe. Și noi eram până aici în mizerie și ne mureau oamenii și noi continuam să facem speculații. Și atunci am renunțat la discurs, mi-am suflecat mânece și am luat-o de la capăt. Mi-am văzut de treaba mea. Eu nu sunt preot, doar să îngrop oameni. Ar trebui să fie mai activă biserica? Activă sub ce formă? Să articuleze unele lucruri. Da. Să răspundă cu subiect și predică. Da. Numai pentru asta trebuie să facem în continuare un exercițiu de smerenie și să tăcem. Ca să putem rosti trebuie să tăcem. Ce s-a întâmplat atunci în pandemie? Pe de o parte, societatea s-a rupt, exista o realitate medicală pe care nimeni nu o putea nega. Dacă cineva spune că atunci nu au murit oameni și că totul a fost întâmplător sau a fost o strategie foarte bine pusă la punct, cred că dă dovadă cel puțin de lipsă de chibzuință. Este o realitate, au fost vremuri grele, mulți dintre cei care ne privesc și au pierdut oameni dragi, i-au condus pe ultimul drum, sigur că care au putut să-i conducă. Care au putut să-i conducă
Și ai sigur că au existat excese, a existat neștiință, a existat o reacție care... Eu m-am bucurat că preoții au percutat și au reacționat foarte corect în organizare. O corect în atitudine. Chiar dacă uneori au rămas singuri cu cântărețul în biserică. Știi? Cam așa. Adică au slujit. Continua să slujească, au continuat să încurajeze. Asta e treaba noastră, de fapt. Mulți au căzut ei înșiși victimă ai COVID-ului. Nu știu să zic altceva decât ce am văzut cu ochii. Cea mai grea, ușoară zi a fost în prima zi când n-am mai fost morți de la cimitir. Ne-am pus în fundul unul lângă altul și am început să plângem. Cine n-a trăit astea, poate să zic, ce vrea mușchiul lui, e liber. Și uite ăștia cu comentariile, cine n-a cărat în spate răniți, cine n-a stat lângă medici care plângeau în colț că nu știu ce să facă, cine n-a înțeles că nu există de fapt știință medicală, ci încercare medicală în situații de genul ăsta, înseamnă că n-a înțeles nimic din... Îi văd foarte, știm noi, care noi avea, avem 8 clase terminate la chimie, 7-a și 8-a și încă vreo clasă de a 9-a, poate la chimie și în toată am devenit mari experți. Sau sunt experți care se îmbracă cu veșmintele purismului științific, ceea ce nu prea e așa. Acum suntem o țară de experți militari. Suntem oricum pe aceiași experți care am avut într-un domeniu, sunt și în celălalt, stai liniștit. Și oricum nu exista război în Ucraina. Până primele luni am auzit negări așa pe față. Mi-e rușine. Mi-e rușine pentru că mâinile astea așa au mângâiat și copii care și-au pierdut părinții. Eu îi vedeam și vorbeam cu ei în timp ce alții jubilau că nu există. Și încurajau ortodoxia punitivă. Unde am fi citit noi asta în Scripturi? Nu știu. Lipsește preotul care să facă misiune, care nu. Să ia traista să se mai nu, ducă. Nu, deloc. Sunt sute de preoți. Sunt, dar sute. Prea puțini. Nu, nu îi vede nimeni. N-au văzut Ito cu 3.000 de oameni în prezență. Nu? Știrea mediatică pe întâlnirea tinerilor ortodoxi a fost aproape redusă la tăcere. Dar nu-i prima dată. Așa a fost de fiecare dată de Ito. Dacă vomitau doi în mijlocul scenei, era o știre sigur. Așa copiii cu minți nu sunt arătați. Nu există mult mimetism și în biserică la acest moment. Sigur, în biserica... În raport cu ce? În raport cu ceea ce ar trebui să fie. Adică vedem foarte mulți oameni care sunt grijulii la modul în care se închină și este foarte bine că se întâmplă așa. Sunt foarte grijulii să-ți atragă atenția dacă dai lumânarea cu stânga și nu cu dreapta. La modul când te închid, da, asta cu lumânarea. Ies afară și dau un picior în fundul unui cerșetor. Pleacă-mă de aici. N-am prea văzut astea așa. Adică cine-i corect între zidurile bisericii e corect. Aici e problema. Cât de corecți mai suntem între zidurile bisericii? O să aflăm când se va la ortodoxia de la noi și se va da altora vrednici de ea. Și se va lua? Dacă nu suntem atenți, Mântuitorul spune asta. Ce v-a plăcut cel mai mult la ce ați văzut în Gorj? Oamenii și am rămas foarte impresionat de ei, au rămas niște gazde, exact cum îi știu. Niște oameni frumoși, buni. Mi-a plăcut că rovinariul funcționează, știi. Mi-a plăcut foarte mult să le văd locurile unde m-am format așa, mănăstirea Sfânta Treime, Strâmba de Jiu, acolo, Maica Marina și la Dealul Mare. M-am bucurat foarte mult că le-am văzut pe mai după 20 de ani, aproape 20, la Cămărășasca, nu mai spun. M-am bucurat că ne știm pe nume. La Polovraș n-am mai fost de 20 ceva de ani, pentru aia ne știam, parcă ieri ne-am despărțit. La icoană, la Crasta, n-a fost niciodată, dar știam efortul pentru Ioan Popescu și bucuria maicilor de a se ruga și e ca și cum te fi întors acasă. Bucuria mare a fost că am aflat lucruri absolut fenomenale despre Caterina Teodoroiu. Că am recitit tot ce se putea reciti frumos, bun, despre Brâncuș. M-am bucurat să citesc cu voce tare la Padeș în câmpie, la un apus de soare în câmpia soarelui, declarația de la Padeș. Sunt de acord. Subscriu că trebuie să fim panduri din când în când pentru a ne apăra țara. Și pentru a nu lăsa pe mâna în fanalioților. Indiferent de ce limbă vorbesc fanalioții. Da, sunt de acord. Vor rezista aceste pagini
în fața exercițiului permanent de... demitizare. Da. Da, eu zic, da. Știi, îmi doresc să pun în mâna copilor cândva undeva un manual de istoria României format numai din chipuri. Ei, ce frumos. Adică, n-am să le, nu le-aș vorbi despre, despre Dacia, le-aș vorbi despre Decebal. N-aș vorbi despre despre Moldova lui Ștefan cel Mare, ci despre Ștefan cel Mare, pur și simplu. Am fost acocute în vara asta, niște prieteni de la Iași mi-au oferit posibilitatea asta și m-am bucurat enorm, enorm, enorm că mi-au îngăduit asta. Și îmi spunea domnul profesor care m-a însoțit acolo, ce păi, îți dai seama, civilizația cocoteni a avut 2 milioane de locuitori. Ca să înțelegi, Moldova medievală lui Ștefan a avut 700.000. Adică creșteri și descreșteri sunt tot timpul în biserică. Se cheamă continuități și discontinuități de populație, de... Hristos e unic. Asta e frumusețea. Într-o vreme intrasem în disperare, după aceea mi-am să întreb că sunt prost. Oricum eu sunt prost, dar ce tântălău sunt? E pe fișa apostolului lui. El a promis că va mântui lui, nu eu. Eu sunt ciocănarul. Sau dacă roata se învârte. Uneori sunt mai propădit. Adică, despre ce vorbim? Ne dăm noi Dumnezei. Dar, din păcate, mulți dintre noi nu ne mai problematizăm. Adică, nu există această relație cu Dumnezeu. Nu știu ce să zic. Poate că nu există, dar o identifică. E într-o bucată de pâine, într-o miere mai bună decât mierea, știi? Am cunoscut foarte mulți oameni care l-au descoperit pe Dumnezeu prin pierderi, nu prin câștiguri. Sau alții care nici când câștigau tot, nu înțelegeau că nu-i tot al lor. Totul lor e un nimic pe lângă totul altul. Nu știu ce să zic. Nici eu nu mă problematizez tot timpul. La urmă, că tot... Părinte, ce părere aveți despre teoria evoluției? Ce treabă am eu? N-am mai interesat. Mă interesează Hristos. Dumnezeul întrupat. Atât. Și pe aceea să-L prezint cât mai viu oamenilor. Faptul că tu speculezi, că eu tot de zic, băi, teoriile sunt teorii pentru că sunt teorii. Învățătura de credința bisericii e cu totul și cu totul altceva. Există. Negociabilă. Da. Dogma pură este a Sfintei Treimi. Din dogma aceasta pleacă celălalt. Există o tendință din ce în ce mai mare în societate de a ocoli botezul, de a ocoli aceste taine. Sunt mulți, eu am exemple, tineri care nu vor să-și boteze copiii. Pentru că au văzut ei la un moment dat un popă făcând ceva, pentru că nu văd rostul. Să fie sănătoși. Fii atent, asta e ca și cum n-ai mai merge pe șosea că l-ai văzut pe unul beat conducând mașina. N-ai mai mânca mere că l-ai văzut pe unul vomitând după mere. Știi ca bețivul ăla care a băut toată noapta și dimineața a mâncat un măr să treacă așa. Ce nu mai mănânc mere în viața mea? El băuse 10 găleți de vin, știi? Adică astea. Argumente să fii prost găsești tot timpul. Inteligent ca să fii trebuie o jumătate de argumente. Să nu se supere pe mine că le spun, dar e chiar prostie. De să gândești așa e în detrimentul propriei tale ființe, propriei tale inteligențe. Da, cum zice ăla, și să nu-ți botezi tu copilul, să fii sănătos, ce? Că le scad ratingul la pop, du-te, bă, de aici. Că unde tu nu trimiți un copil, trimite Dumnezeu 100. Era un preot odată, undeva în Moldova, într-un sătuc așa sărăcăcios și îl batjocoreau toți și era plin de tip de sectari în sensul că nu mergeau nicăieri și flegmau pe popă și, dar chiar făceau asta. Bă, ăsta liniștit cu minte. Până i s-a dus buhul că salvează copiii de boli. Ăsta era adevărul. Se ruga cu atâta, din toată ființa lui pentru copii. Și au venit cu un copil bolnav, au venit cu un... Au văzut sub ochii lor cum se vindecă câte un copil paralizat care pleacă acasă pe picioarele lui. Și dintr-o dată s-au trezit că în parohia aia, în 6 luni de zile, au fost cele mai multe botezuri din toată regiunea. E drept că nu erau copiii din parohia lui. Dar Dumnezeu i-a arătat că parohia e doar definirea fizică a unei misiuni. Cea metafizică și metatextuală, dacă vrei, în Hristos, e cu totul și cu totul altă. Spuneți-ne, Părinte, de ce este important? Noi vorbim acum, sigur, nu pentru ortodoxia învățată, pentru ortodoxia elevată. La noi se uită mulți oameni care se întreabă, oare există Dumnezeu? Deși sunt botezați,
tineri care își pun întrebări. De ce este important să se spovedească un om? Adică, de ce să spun eu la popa ce am făcut? Deci, dacă nu te întreb dacă Dumnezeu există sau nu, înseamnă că nu ești un creștin autentic. Dacă nu ești tot timpul pe interogație. Dar ești recuperabil. Nici nu trebuie să te recuperezi cine. Tot Dumnezeu, că ești pe fișa postului lui. În ceea ce privește spovedanile, ei văd pe oameni că acum, remarcă, discuția mare socială este următoarea. Dacă am fi avut consilieri în școală, dacă am fi avut psihologi la îndemână, dacă... Adică ai preotul în comunitate care face munca acestora pentru foarte multe familii și nu bagi în seamă, în schimb te cere ajutorul pentru două, trei situații de la o instituție întreagă. Domnul profesor Ope de psihologie zice, băi, mai bine să râdă la tine decât să plângă la mine. Știi, fi psiholog. Dacă există o chestie de genul ăsta, sau mai bine plânge la mine ca preot decât să râde la psiholog, că nu înțelege nimic. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim în completare unii cu alții. Și pe nu mă mai deranjează de mult întrebările cu de ce. Eu le zic, bă, voi îți împiese. Dați-mă, mai fi, vedeți ce vă zice. Adică e chiar penibil să întreb pentru toate prostiile tale de ce ți se întâmplă ție. Zice, vai, da, eu sunt așa de bun. Deja când spui că ești bun, ai o problemă. Deja când ești bun, ești rău, știi, cam așa. Și apoi a doua imagine pe care, falsă. Odată îmi spuneau niște elevi de liceu, părinte, noi nu venim la spovedi că n-avem chef. Foarte bine, aveți grijă la chef să n-aveți ce spovedi. Adică, de ce ne încrâmpoții așa? Păi asta e. Iau pe unii că se secularizează tinerii. Păi, da, habar n-au pe ce lume trăiesc. Săraci copii, niciunul n-ar fi Ecaterina Teodorescu, te asigur. N-ar pleca cu, ce facem cu Doda să apace, să păzească podul. Ce să facem pentru ei? Că sunt niște instituții absente. Să fim noi ceea ce vrem să fim, să fie copii. Exemple? Să fim noi, da. Dacă nu este niște afurisiți de aia cu ifose și care vedem în România de la 200 de kilometri pe oră, e ce să înțeleagă din țara asta? Că noi ducem să se prăjească în Bulgaria, să se prăjească în Grecia, să se prăjească în capătul lumii. Lasă-i să te prăjească și la bunici în Otavă, să mai învețe să dea din coasă, să scuture un măr de vară, să mai sară un gard, Doamne iartă-mă, să se scalde într-o rucă. Nu-i nevoie să ai plaja cea mai modernă. Jiul era sănătos, limpede și curat. Te băgai într-o căscăduță de aia mică de joapă. Păi chiar te spăla de toate păcatele. N-am înțeles asta. Păi și o complicăm și o fuțuim și luăm avionul. N-a avut la masa de avion și spinete de chirici. Adică prostii de astea, așa. Ce treabă vorbim? Despre ce vorbim noi? Eu îmi visam când eram mic să fac un drum cu bicicleta de la Brașov până la cumnatul meu la țară, la Dozești. Bă, nu-l făcui, că era cam lung. Dar un Dozești drăgăș am făcut. Unde ați crescut? Am crescut în Brașov tot timpul. Și vacanțele în Maramureș și o parte, prima parte din viață și a doua parte în Oltenie. Cățet Dozești. Care este cel mai frumos lucru pe care vi-l aduceți aminte din copilărie? A ochii mădușei, bunica, sora bunicii, un albastru, hristic, așa. Superbă, un om. Uite, nu știa multe, dar știa bine. V-a lămurit de mic? Aia zicea la un moment dat, am tot povestit asta, că era adventistă de felul, dar n-avea nicio treabă cu noi. Și ne lăsa să ne prostim. Și la un moment dat, era noi la strâj, gândeași de Colorado, nu știu de unde au dispărut cartofii, în primul deci nu mai vorbim. Le scârbășilor să mănânce ce plantă. Dar erau aia roșii. Da, da, și băgam într-un borcan cu lampă, cu ulei lampant ăsta, cu gaz lampant. Noi râdeam așa și tot. Ea povestea, ea cânta, murmă, aveam un cântec acolo. Și tu ziceam, tu mătușă, dă-o colo, cu Dumnezeu vine asta, când o să judece Hristos, Dumnezeu, pe toată lumea, ce pune munții, face așa, îi asfaltează, eu prost, știi, eram într-a 10-a. Și tot o să căiam așa la care bunica, care era un om de mare bufsiț, dar n-avea răspunsul la ea neapărat, îi zice lui Sorsa, care citea Scriptura, zice, tu, zici ceva la ăsta, un răspuns, zice, că uite-te la el, la care zice mătușa, tu e prea deștept să rămână așa prost, lasă-l în pace. Dreptate. Nu argumente, fai, stai să spun, mai aici e onticontologic cu care se leagă, n-avea nicio treabă, n-avea nicio treabă. O simplitate. Hai, ia bunica din pe partea tatei, care era o femeie care și-a crescut greu 4 copii. Nu lipsea odată de la biserică. Când mă duc la Sfântul Nicolae, mai mângâie așa strană, poate. Se mai aude ceva în rai, știi? Ce frumos a crescut pe tata să creadă.
fără dogmatic al lui Ioan Damaschin, fără citate din Stăniloae, până nici nu cred că auzi bunica de Stăniloae. Deși citea Telegraful Român, asta te asigur. Când eu eram copil mic în Șchei, oamenii care veneau la biserică aveau toți abonamente la Telegraful Român. Îi recunoșteai după cum intrai în casă. Și să-i vezi cum citeau cu ochelare pe vârful meu, citeau la Telegraful Român. Dar acolo scriau niște oameni responsabili. Da, sigur că da, sigur da, sigur da. Mă bucur că zice asta, că eu scriu și la Telegraful Român. Da. Cum să spun? Ziarul care e sub brațul era... Sfântului Andrei Șaguna. Nu-i chiar sub braț, e mână așa, nu sub braț. Înseamnă că am văzut o icoană inadecvată. Da, e prin asta, Șaguna de fapt s-a impus prin... Iar hereul care a înțeles că media nu-i dușmanul bisericii. A, ce frumos! Dacă biserica știe să-și crească media. Adică trebuie să știi să-ți crești oamenii. Nu vrei să fii înjurat? În fața mea, crește oameni care nu înjură. De când ne chinuim să avem o secție de teologie, jurnalism? Nici nu am auzit că vă chinuiți. Sper să nu predea matematicienii jurnalismului, ci oameni practici de pe teren, să învețe să fixeze o cameră, să fixeze microfoane, că și asta face parte din cultură. Absolut. Să focalizeze, să ia lumină. Eu am învățat cu echipa de la TVR cât n-am învățat în 6 academii. De datoresc doar nemult. Avem noi un prieten foarte bun care... Andrei Măgălie, care e regizor, e pensionar acum. Deci Andrei și pe mine și pe Victor și pe Teo, care filmează cu drona, ne-a învățat meserie. Asta înseamnă să lucrezi într-o echipă. Cel care știe cel mai bine să învețe pe ceilalți fără să dea senzația că învață. Cât de rar se întâmplă astăzi asta? Nu. Ba da. Oi fi lovit eu tot de astea. Eu am primit foarte mult de la oameni de genul ăsta. Foarte, foarte mult. Au scris unii că n-aș fi expert în profesie, deși habilitatul ăla am dă dreptul de a spune că sunt expert, că asta înseamnă. Da, în care dintre ele? În nimic. Nu sunteți expert. Da. Și la un moment dat le-am zis, mă, într-un fel au dreptate, că de fapt expert înseamnă că ai murit. Dar ei sunt experți în a fi experți cine nu e expert. Și atunci ai declar nuli. Oamenii ăștia au învățat fundamental că de fapt tot timpul crește meserie. Știi care e preotul bun? Pe care îl găsești tot timpul cu o carte în mână. Care nu doar gândește predica, ci la ce folosește predica pe care o spune. Nu doar o turuie, ci vede să-i trăim și zice, băi, acum ating coarda asta că îi văd triști. Se uită la sărbătoarea asta a nașterii Maicii Domnului ca la ceva de mâncăm pește, știi? Băi, nașterea Maicii Domnului este motivul pentru care noi ne bucurăm că a intrat în lume, cea care l-aduce în lume pe Hristos. Ce nu înțelege în asta? Cât e de greu să explicăm asta? Ori aici chiar trebuie să știi meserie. O spun cu toată smerenia și cu toată dragostea. Care este rostul postului? Să te bucure. Un post care nu te bucură, nu-i post. Adică dacă stai mai sunt 3 zile? Păi asta cu amereu nu e rea. Dar știi ce e dificil? Că duce să spui, bă, nu mă gândesc înghețată asta. Că, băi, să ne înțelegem. În primul rând că nu exista înghețată în timpul Sfintei Scripturi și a canoanelor, că dacă existau, făceau părinții o dezlegare și la ea. Dar trebuie să înțelegem că nu asta este fundamental vieților noastre. Fundamental vieții noastre este cum mă apropiu de Dumnezeu în așa fel încât să nu mai am nevoie, să simt că există o bucurie mai mare decât gustul înghițatei. Cum faci asta? Am văzut icoana de la Crasna, chiar de la Schitul, mă rog, mănăstirea icoana. Ea vine de la București, a dus-o Ioan Popescu, așa, părintele Ioan Popescu a dus-o acolo și a lăsat-o la îndemână la închinare. Era atâta frumusețe că mi-a trecut de sete. Nu știu că ți s-a întâmplat vreodată așa. Nu, din nefericire. Deci să-ți treacă de sete, de foame. În Atos, eu când mă duceam acolo, uitam să mănânc. Păi, să mă fi văzut ce mutulică eram. Am dormit pe lângă el, mă uitam așa la câte icoane și dormeam așa ca narodul, că eram obosit de drumul, de rupt, de praf. Merită. Ierusalimul merită. Merită citit enorm pentru a putea să-l înțelegi cât poți. Mi-am dorit foarte mult să văd Capernaum. Vreo 2 deplasări n-am rămas. Să mă opream la poartă, auzi? Intram la grec, dar nu intram în Capernaum. Grecii și-au făcut un pic în lateral, că nu e acolo de Capernaum, după părerea altora, deși e acolo sunt dovezile arheologice. Până când n-am reușit să ajung și când am ajuns, toți se așteptau să iau spre sinagogă, spre casa lui Petru. Ce am vrut să văd a fost Tiberiada de pe... Marea Tiberiada de pe mărul Capernaumului. Aia nu s-a schimbat. Ăla e artefactul. În apa aia s-a oglindit ochii lui Hristos. Apa aia a sărutat tălpile lui Hristos. De-aia calcă Hristos marea, pentru că îi sărută marea tălpile și îți intră în suprafață. Asta e taina. Restul
că a prins 153 de pești, că sigur că e important, e un semnal, dar ceea ce e important e să înțelegem că Hristos e prezență istorică și că acolo e fuziunea nucleară de care avem nevoie ca să ne mântuim. Am citit, cred că la un gânditor spaniol de stânga, Ortega y Gasset, că dacă vrei să distrugi un neam, trebuie să-i dai confortul. E incompatibil confortul cumva? Confortul naște confuzie, tot el o spune. Și o spune, știi de ce o spune? Nu uita că acolo a fost bătălia franchisto-comunistă. Comuniștii au pierdut că n-au dat confortul. Promisiunea. Băi, ce viață să vă dă. Socialismul nu era atât de utopic, cum a fost și socialismul nostru, încât și atins era o prostie. Capitalismul de modul dreptei absolute este un capitalism la fel de utopic, dar e credibil. Câțiva l-au atins, pe seama sărăciei altora, dar l-au atins. Observ, e un joc acolo, de aia nu cred în ideologii. Mint la fel. Nu cred. Eu nu cred nici în ideologii de dreapta, nici de stânga. Cum cred că la ora actuală, de fapt, suferim din faptul că nu avem centru. Centru e Hristos. Această verticală. Nu există. O putem recupera? Se încearcă, o să vedem, o să aflăm. În niciun caz naționalismul desnudat de creștinism nu poate să aducă ceva bun. Nu vi se pare, este poate inadecvat spus, că la acest moment România nu mai are o zonă de intelectuali sinceri. Mă uitam în trecut, erau oameni care reacționau atunci când erau atacate valorile, atunci când erau atacate reperele. Știu, am uitat am acum, de curând am reușit să descopăr un scriitor, nici n-am știut de el. Îl citează Nicolae Terchilă scurt, într-o... Ăla scrisese un... El scrie un volum despre Ioan Petrovici ca apologet creștin. Foarte interesant. Și pe am gândit ce s-a născut din școala lui Petrovici. Te înspăimânți. Te înspăimânți. Beniuc, care friza dreapta și era mare, nu, specialistul nostru în psihologia peștilor, ucenicul lui Nicolae Mărgineanu, să nu uităm, tatăl domnului maestrului Nicolae Mărgineanu, psiholog de marcă, bătrânul Mărgineanu a fost, este o sub... În mintea mea e cel mai mare psiholog român, punct. Condiția umană, psihologia personajelor literare, deci nici n-am niciun fel de rezervă să spun că este singurul om care a creat școală. E bine, vin comuniștii la putere, Beniuc le satrapizează pe bietul Mărgineanu care intră și face pușcărie, anfiteatre și închisori și celelalte, vin ca mărturie. El își vede de curvia lui intelectual, adică ai ce-o treabă. Am filmat la muzeul lui Arghezi și am avut grijă să nu-l ridic în slăvi. Îmi place muzeul pentru că aduce aminte că o comunitate poate să-și cinstească oamenii. Asta e altceva. El scrie ca scriitor, n-ai ce să-i reproșesc. Baroane poate fi citit în fiecare dimineață de oricine să creadă că i-l-au scris lui. Dintre parveniți ăștia de toți. Dar parveniții din zilele noastre nu reacționez atunci când cineva îți atacă reperele, în schimb crez o întreagă isterie când Părintele Constantin Necula, nu știu, are o opinie. Asta nu mă deranjează, să spuneți, m-a întrebat cineva de ce n-am scris niciun rând împotriva domnului Ilicea, austriacului ăla cu manualul de istorie și am zis pentru că n-am scris niciun rând împotriva domnului Ilicianu când a scris Iisus Hristos. Părerea mea, opinia mea, sau ce zicea el. În schimb, i-am făcut prezentarea la cartea Exitus, acele patru bucăți despre moartea unor prieteni. De fapt, lui Ilicianu este greu să se împace că va muri. Îi lipsește sensul învierii de dincolo de moarte și atunci mi-e milă de el. Îl pomenesc în rugăciunile mele ca pe un frate al meu. Eu nu uit că eu sunt noician. Și mie Domnul Noica mi-a dăruit sens. Asta e toată drama momentului ăsta. Cristian Tudor Popescu, domnul Cristian Tudor Popescu, ca să nu mă trag de plăcinar cu omul. Sigur că e o zbatere în ecran, e supărat, e dreptul lui. Eu mă rog pentru Cristian Tudor Popescu. E datoria mea să mă rog. L-aș înfrunta și ce aș câștiga? Ce aș câștiga să-l înfrunt eu pe Cristian Tudor Popescu? Mulți aștia, păi, n-ai nicio treabă. Apologia se face prin rugăciune. Sunt oameni care au dat suficient de mult ca să poată primi multa noastră rugăciune. Și lui e frică de moarte. La toți ne este frică de moarte. Mai gândește-te. Uite-te la Părintele Adrian Făgețean la ultimul zi. Uite-te la Părintele Proclu.
Uită-te la ei. Vorbim de sfinți. Uită-te la... cine se zic? Ernest Berdea. Uită-te la... Abrâncuș. Țăran obișnuit cu moartea. Încăpățânat. Și că îi duceau mâncărul de la floflo de șoșoc și șoșoc de floflo și el mânca tocană de Ioan Ianulide, da, Valeriu Gafencu. Da, ce treabă. Ce galerie. Cel care... Gerasim Iscu. Gândește-te de bine, oamenii mai întâi s-au apucat cu dușmanii și au murit liniștiți. L-ați cunoscut pe părintele Făgețeanu? Foarte puțin, foarte puțin. Tot aici odată într-o odihnință, într-o catismă din asta mai lungă. În schimb, am cunoscut oameni care au fost crescuți de părintele Făgețeanu. Fără excese. Subliniez. Subtili. Inteligenți. Cu minți. Nevăzuți. Și inadaptați acestor vremuri. Ba, mă, că unii dintre ei sunt profesori universitari și s-au adaptat foarte bine. Vă mulțumesc pentru acest răgaz. A fost o bucurie ca de fiecare dată. E ca și cum aș întoarce la Petroșan, să știi. Mulțumesc că sprijiniți Lainiciu. Uite, Lainiciu are povestea lui Filocalică. Poate n-ar strica să insiști un pic. Odată să faci un serial cu viața stareților de aici. Visarion Toia, Calenic Caravan, Caliope Georgescu. Să încep dinainte. Îi pomenește părintele Stasian. Exact. Ia povestea Filocalică, neamul este de aici. Ce v-a plăcut cel mai mult la Lainici? Părintele stareț și oamenii din jur. Oamenii care fac să strălucească locașul ăsta. Asta mi-a plăcut și la cealaltă mănăstire. Ne-am zis la Cămărășească, care nu e o splendoare de mănăstire, deși ea este frumos construită. Eu am fost acolo în prima zi când s-a dat dreptul de a funcționa ca mănăstire. Da, ce frumos. Care la balegă cu roaba. Fiind nepot maicii Marina prin căsătoria cu o nepoată, dar m-am dus, liniștit. A scărat balegă cu roaba. Păi, cea mai râdeam cu maica atunci. Am văzut și facem un lucru util în România. Dar era un vechi saivan acolo. Și maica vedea biserica, dom'le, cu mănăstire cu tot. Uite asta așa, acolo să fie așa. Și mă gândeam, Doamne, când am ajuns acum, mi s-a făcut rușine. Va trebui să mă duc să-i sărbună, să-i spună ea cu dreptate, e posibil. Știu dealul mare, care era la început, nu știu dacă știu, o bisericuță mică cu morții sub ea. Ți-aduce aminte? Constantin Săvoiul ăla, care a făcut 7 biserici, inclusiv Constantin, Sfinții Împărați Constantin și Elena, în mijlocul orașului. Cine ar fi visat vreodată că ajunge Tabor Românesc, de o calitate a lucrurilor acolo, de poți să dormi în biserică, îți pare rău că ieși din biserică. Asta e sentimentul care mi l-a creat. Te oftici că trebuie să pleci. Și cum să spun? Dar toate astea vibrează că sunt oameni. Am ajuns la Vladimir, la casa lui Tudor Vladimirescu, a fost o dorință de a mama mai de copil. Doamna care se îngrijește acolo, mi-e rușine, nici nu știu numele. Îi știu pomelnicul, dar nu știu numele. Femeia ne aștepta cu o discreție ieșită din comun. Am ajuns târziu spre seară, am filmat spre seară, de fapt. Avea senzația că îl așteaptă pe Tudor Vladimirescu. Păi Gorjul așteaptă pe Tudor Vladimirescu. Gorjul așteaptă pe Ecaterina Teodor, eu spun cinstit asta. Gorjul așteaptă pe Constantin Brâncuș și pe Brâncoveanu îl recunosc. Ei sunt acolo, sunt în proximitatea lor. Vii. Da. Sunt sfinții ăștia fără aură care țin în mână aura noastră. Ce face? Ați spus un lucru foarte important că oamenii fac și la Lainici și în celelalte locuri Biserica Vie. Dar nu numai biserică, am fost la Rovinari. Avem o emisiune făcută cu Marele Combinat de la Rovinari. Să zic că lumea că am înnebunit. Nu. Noi ne uităm prea mult la factori și prea puțin la oameni. Am ajuns, n-am putut filma, adică nu că puteam filma, dar forța am notat. Am filmat strict complexul din față. Dar am intrat prin birou și am strâns până la câteva oameni. Sunt onorat. Sunt oameni din biserică acolo. N-am văzut niciun birou fără icoană. Adică acolo e biserica. În unitățile astea militare care se pregătesc pe picior de război de 2 ani, vorba noastră, trebuie să o spunem și pe asta. Sunt oamenii bisericii. În școlile care pregătesc oameni de calitate, e biserica. În Parlament sunt oamenii biserici. Sigur, da. Sigur. Eu nu pot să ieși de sub. Avem un Parlament mai bun decât toate celelalte parlamente din ultimii 30 de ani și asta trebuie să nu, în Parlament ca și instituție, dar nu trebuie să spune că dacă aruncăm tot timpul în Parlament, lovim în principala agoră democratică a țării. Nu, părinte, și atunci cu toate acestea, de ce de foarte multe ori ai impresia că votează împotriva poporului? Pentru că poporul nu e biserica întotdeauna. Știi ce e foarte greu?
Vorbeam cu un profesor de drept la un moment dat și am spus, greutatea legislativului este că trebuie să țină echilibrul de dreptate și adevăr. Dar ce e adevărul? Că unul e adevărul tău cu adevărul meu, cu adevărul tău. Domnul Nicolae Manolescu ne povestea la o ședință a unui scriitorilor, cum pe vremea doamnei Ecaterina Andronescu i-a propus acestea să trimite o scrisoare la 5.000 de profesori de limba română să facă o programă comună. Au răspuns 2.000, ceea ce nu e rău, dar erau 2.000 de programe. Fiecare avem adevărul nostru. Fiecare acuzăm pe ceilalți de complot. Eu zic că mă pot îmbăta de orice, dar de complot nu. Știi? Noi ne îmbătăm cu apă rece. Chiar credem că noi știm cel mai bine ce e de făcut. Rușinică. Zgrupul, grupuscule, presiune, eu știu mai bine. Eu aud, văd că mă strecor printre ei câteodată. Unul e mai deștept cu altul. Iar țara stă pe umerii câte unei băbuțe care își vinde grămăjoara de fasole uscată în colțul pieței. Dumnezeu să mă ierte că o spun. Câtă gentilețe am găsit la o băbuță care vindea mărar în oraș, n-am găsit la niciunul care are, poate dispune de fonduri uriașe pentru recuperarea unei școli. Par exemplu, eu sunt foarte interesat de lucrul ăsta în care partea mică poate fi recuperată. Dacă ți-aș aminte la arbore, pictura de la arbore nu e una majestoasă de biserică mare. Sunt, de fapt, omul a muncit 44 de ani acolo la pictură, sunt icoane una lângă cealaltă. Asta e România. O icoană lângă cealaltă icoană. Cine va restaura acest mod de a fi ca țară? Aud din ce în ce mai des vorbindu-se despre toleranță. E același lucru cu dragostea nu. Creștină? Nu. Dragostea creștină te învață că toleranța este opusul iubirii. Adică înduri, rabzi. Da, adică îl rabzi și pe ăsta că există un fundament social al prezenței, nu unul istoric și nici unul teologic. Nu există fundament istoric la câteva dintre toleranțele care ni se cer. Dar totuși ni se cer. Faptul că undeva, cândva am avut un actor care nu mai pe mine ca persoană nu mai interesează. Sau un pictor. Asta nu e un argument. Ceea ce mă sperie acum este faptul că transformăm ideologia în adevăr și acordăm dreptate. Ceea ce nu e ok. Mulțumesc, părinte. Eu mulțumesc. A fost o bucurie, o sărbătoare continuată. Mi s-a părut extraordinar exemplu pe care l-ați dat în predică legat de prima rugăciune făcută Maicii Domnului. Arhanghelul care se roagă și spune, te rog eu, bucură-te ca să nu stăm în întuneric. Fii tu fecioara de care avem nevoie, cam așa. Știți că nu m-am gândit niciodată că mi se părea că Maica Domnului nu s-a dat mare. Niciodată. Că e mama cu e. Dar astăzi a subliniat atât de bine în predică lucrul ăsta. Ia stă la coadă. Asta nu înseamnă că Hristos nu ia peste rând. Dar ia stă la coadă. Are un fel de a fi care depășește tot. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Doamne ajută!